fiindcă viitorul urmează întotdeauna în fața noastră, îl avem întotdeauna în fața noastră, urmează exact la momentul când a fost planificat, să ia cuvântul arhitect Laura Amuiei, care va prezenta strategia națională de renovare eficientă din punct de vedere energetic și sustenabilă a clădirilor. Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare să prezint în această seară în fața dumneavoastră. Reprezint în această seară Consiliul Român pentru Clădiri Verzi, care este o asociație non-profit formată din organizații active în toată țara. Echipa noastră promovează de peste 8 ani responsabilitatea față de mediu, eficiența energetică și eficiența energetică pe durata ciclului de viață al unei clădiri, având o serie de inițiative de îmbunătățire a mediului construit și programe educaționale dedicate. După cum bine știm, aproape 80% din timpul nostru îl petrecem în clădiri, fie că suntem la serviciu, acasă, la cumpărături sau instituții publice, siguranța și sănătatea clădirilor, având un foarte mare impact asupra populației. România, ca membră a Organizației Națiunilor Unite și a Uniunii Europene, trebuie să depună efortul de limitare a încălzirii globale la 2 grade până la finalul secolului, în conformitate cu acordurile de la COP21, Paris. Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie și 36% din emisiile de CO2 la nivel european. De aceea, clădirile noastre pot fi mult mai bune decât sunt acum. Pot fi mai sigure, mai sănătoase, mai confortabile, mai eficiente din punct de vedere energetic, mai responsabile față de mediul înconjurător și planetă și mai frumoase. Câteva dintre principiile pe care Consiliul Român pentru Clădiri Verzi le promovează includ eficiența energetică și energia regenerabilă, crearea unei comunități și amplasarea clădirilor în situri sustenabile, materiale sustenabile și naturale, de proveniență locală, dacă unde este posibil, calitatea aerului interior, managementul apei și reducerea consumului de apă, designul bioclimatic, managementul proprietății, reducerea deșeurilor în urma construcțiilor și alte principii de design sustenabil despre care voi vorbi ulterior. Merităm cu toții un mediu construit care să asigure o calitate a vieții superioară pentru toți. De aceea, Consiliul Român pentru Clădiri Verzi s-a implicat într-un proiect numit Schimbă România cu Build Upon. Acesta, cel mai mare proiect de colaborare, în vederea creierii unei revoluții în renovare la nivel european. Dorim să construim o comunitate prin dialog. Dorim să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți clădirile noastre. Toți avem un rol. Mi-a plăcut că pe parcursul acestei conferințe, fiecare dintre dumneavoastră a pus problema dialogului și lucrării venirii împreună pentru a crea clădiri mai bune. Acest proiect își propune la nivel european să creeze un dialog pentru co-crearea strategiilor naționale de renovare a clădirilor. Trebuie să avem o viziune comună, să avem un angajament ambițios. După cum bine știm, în 2014 a apărut deja prima versiune a strategiei naționale de renovare, înaintată de către Ministerul Dezvoltării, care a fost cotată ca fiind o strategie foarte bună, pe locul 3 de către Uniunea Europeană. Cu toate acestea, avem nevoie, după cum bine știm, de un plan de implementare și de o actualizare și o viziune mai ambițioasă pentru următoarea versiune, care va trebui să fie înaintată pe data de 30 aprilie 2017. Și până atunci, noi asta dorim să facem, să creăm un dialog și să creăm această strategie împreună. În proiect au participat 13 țări. În continuare, acest proiect se derulează. Peste 80 de evenimente cu peste 1000 de companii, organizații și actori implicați. Noi, în România, ne-am mișcat puțin mai repede. Acest proiect este finanțat prin programul Horizon 2020 al Uniunii Europene. S-a creat și o platformă foarte interesantă, numită buildupon.eu, în care fiecare dintre țări și avem pagina noastră și am introdus o serie de inițiative
Se este și în limba engleză și în limba română. Toate inițiativele care au loc în România pe tema renovării. Și nu numai, putem să învățăm și de la celelalte țări, dacă intrăm. Au fost abordate 5 categorii. De conștientizare, creșterea gradului de conștientizare, pe educație, probleme financiare, probleme de lege și de organizație și administrative. Deci toate inițiativele pozitive din țara noastră, cred că avem vreo 72 identificate de către noi, de către Consiliul Român pentru Clădiri Verzi, ceea ce este foarte interesant, că fiecare dintre dumneavoastră puteți accesa acest site și puteți introduce o inițiativă de renovare sau pe oricare dintre aceste teme care au loc și poate noi nu știm. De exemplu, când am fost în țară, la Iași, am aflat că o companie energetică, Veolia, a creat o inițiativă de a renova anumite blocuri și de a crea, nu știu exact cum era, de a crea controlul termic pentru clădirea respectivă, dar păstrând o centrală comună, ceea ce era un lucru foarte frumos. Exact. Poftiți? Am identificat ce actori interesați ar putea avea un rol în acest proiect, de la autoritățile publice centrale, locale, companii în construcții, arhitecți, ingineri, cercetare, utilizatorii finali care sunt beneficiarii renovărilor și așa mai departe. Și am creat o hartă în care putem vedea exact gradul lor de implicare și acesta se modifică evident în funcție de cât de implicați vor fi în viitor. Noi avem și lideri ai schimbării, sunt pe care i-am introdus pe site, oameni care s-au implicat extraordinar de mult și ne-au sprijinit în acest proces. Să menționăm aici pe domnul Șerban Țigănaș, care a fost alături de noi, domnul Ionuț Trincă de la Ministerul Dezvoltării Regionale, doamna Dana Ionescu de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, domnul Mihai Mereuță de la Liga Habitat, domnul profesor Dorin Beu, de la Facultatea de Instalații din Cluj, domnul Șerban Danciu, de la Building Performance Institute Europe. Trebuie să menționez, au scris prima variantă a strategiei de renovare. Ei au fost extraordinar de implicați alături de noi, s-au bucurat că noi am avut această inițiativă. Domnul Horia Petran, directorul de la Urban Incert, doamna Iuliana Lazar, de la Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei. Am avut o primă sesiune pe 15 decembrie în care am adus acești lideri ai schimbării și ne-am gândit să avem o dezbatere, o discuție, să vedem care sunt barierele în calea renovării în România. Și am ajuns la concluzia că cele mai importante pe care ne-am și concentrat sunt cele legate de bani, instrumentele financiare și cele legate de conștientizare și informare. O mare problemă în România este că, într-adevăr, beneficiarii, utilizatorii finali nu sunt informați în ceea ce privește renovarea, beneficiile renovării eficiente din punct de vedere energetic și sustenabil. S-au creat o serie de ateliere de lucru, cum spuneam, sunt în derulare în toată Europa acum, noi ne-am grăbit, am fost și ambițioși, am făcut 10 workshop-uri în 2 luni, doar 3 oameni am fost cei care am organizat. A fost un adevărat periplu, dar foarte frumos și interesant. În București, Cluj, Iași, Galați, Brașov, Craiova, Timișoara și din nou în București, ultima prezentare a concluziilor având loc chiar acum, recent, pe 2 iunie. Imagine de la prima sesiune de consultat, doamna Cristiana Pașca Palmer, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor. Avem și un parteneriat cu Ministerul Mediului. Acesta a fost în cadrul Construct Expo, la Romexpo, standul nostru. Câteva imagini din prezentare. A fost o mare onoare pentru că doamna Pașca Palmer în premieră a anunțat proiectul, inițiativa Casa Verde Plus. După cum bine știm, în 2011 a fost inițiat Casa Verde, primul proiect care a finanțat sistemul de încălzire prin panouri solare pentru case. Ei, acum se reia acest proiect, acest program, mult mai ambițios și se vor finanța și alte metode de arhitectură sustenabilă, cum ar fi acoperișurile verzi, materiale de izolație ecologice, cum sunt cânepa, lână, vata bazaltică, sisteme de eficientizare a consumului de resurse și sisteme de iluminat ecologice. Ceea ce mi se pare un proiect extraordinar de ambițios și ei vor aloca bani și nu numai pentru case, ci vor include și instituții publice, școli, spitale și universități. Deci, o felicit pe doamna Palmer. Un dialog împreună cu Monica Ardeleanu, dânsa este directorul executiv, colega mea de la Consiliul Român pentru Clădiri Verzi.
imagini din deschidere. Am avut și experți internaționali invitați la toate aceste workshop-uri. Domnul Dan Staniasek este cel care a redactat prima versiune a strategiei de renovare a României și a venit să ne prezinte, tot din partea Building Institute Performance Europe. Chiar îl voi cita. Spune că România este pe locul 3 în Europa din perspectiva celor mai bune strategii de renovare din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, România trebuie să identifice în prezent oportunitățile de renovare și soluțiile specifice corecte ale acestui proces, să sprijine dezvoltarea pieței ESCO și să stabilească un interval de timp clar pentru procesul de implementare, ceea ce lipsește din prima variantă. Domnul Greg Chantal, care ne-a prezentat beneficiile parteneriatelor public-private. Asta ne dorim, să creăm un dialog între public și privat. Domnul Ivan Luche Segura, care ne-a prezentat un exemplu de bună practică din Malaga, în care a fost un proiect, Elimed, a finanțat, ca un exemplu de bună practică, renovarea unui bloc de locuințe dintr-o zonă cu o rată de criminalitate foarte ridicată, cu șomaj. Oamenii, practic, nu mai aveau niciun viitor și nicio speranță. Și s-a demonstrat că prin metode sustenabile, la un cost și printr-un design inteligent, s-a renovat într-un mod extraordinar de frumos. Oamenii au utilizat oamenii aceia ca să și au învățat să participe în procesul de construcție și renovare, ca după aceea ei să poată lucra mai departe, s-au creat astfel joburi și s-a demonstrat că designul sustenabil nu este doar un lux. Se poate aplica și trebuie aplicat și pentru locuințele sociale, ceea ce cred că în România este un caz foarte solid. Și l-am invitat ca și exemplu. L-am invitat în 3 locuri din țară pentru că mi se pare, ca și conștientizare, acesta este un exemplu de bună practică. Doamna Iren Berzina, din Letonia, din partea Ministerului de Economie, ne-a prezentat un caz de campanie numit Let's Live Warmer. Hai să trăim mai cald. Aceasta este o campanie de conștientizare inițiată de minister, nu de un alt proiect sau altcineva. Ei s-au dus și au creat 200 de workshop-uri în care au vorbit despre creșterea eficienței energetice în blocurile de locuințe. Oamenilor de rând, ca să înțeleagă ce important este să avem clădiri de calitate. Acestea sunt câteva imagini din workshop-urile noastre, în care noi am creat mese de tip World Cafe, am creat întrebări. Acesta este domnul Șerban Danciu, domnul Ion Strinca de la Ministerul Dezvoltării. Am avut și graphic recording, în care să sintetizăm. Bineînțeles, într-o dată fericită, avem și rapoarte mai serioase, care le găsiți tot pe site-ul Build a Pony, inclusiv pe site-ul nostru OGBC, pentru fiecare workshop, în care spunem exact toate întrebările, toate răspunsurile, imagini, concluzii și așa mai departe, inclusiv inițiativele de care eu vă vorbesc acum. Echipa noastră, următorul a fost o sesiune de consultare publică de care am discutat despre finanțare la Comisia Europeană. Acesta este domnul Luca Bartelot de la European Mortgage Federation. În Europa trebuie să fim mândri pentru că România este prima țară din Europa care a introdus ipoteca verde, care reprezintă o ipotecă, un împrumut, o reducere verde a ratei de dobândă în funcție de îmbunătățirea calității energetice a proprietăților rezidențiale și ipotecare. Noi am introdus acest lucru cu Consiliul pentru Români pentru că divers, cu Banca Raiffeisen și cu Alpha Bank, cred. Este încă la început pentru clădirile noi, dar vrem să extindem acesta și pentru renovările eficiente. De ce nu? În care banca trebuie să înțeleagă, tot prin conștientizare, că creând produsul de ipotecă verde, reduce riscul de nerambursare a împrumutului. Pentru că ai costuri mult mai mici la energie și valoarea imobilului crește. Acest domnul a dat și un interviu pentru revista Nevar. Am avut și pe domnul Ioannis Orfanos din partea Green Value Associates, care ne-a explicat despre evaluarea clădirilor verzi și alte instrumente financiare existente și în dezvoltare. Doamna Cosmina Mengheș din partea Comisiei Europene ne-a explicat despre grupul instituțiilor financiare pentru eficiență energetică, ce a creat o platformă de dialog și lucru deschis pentru instituțiile financiare cu privire la modul de a depăși provocările de obținerea finanțării pentru eficiență energetică. Deci avem un punct de informare și consultanță, atât cât pentru instituțiile publice, cât și pentru actorii de pe piața de investiții. Am mers mai departe la Cluj,
unde domnul Beu și domnul Țigănaș au fost extraordinar de amabili și ne-au găzduit în sediul Facultății de Instalații. Am avut reprezentanți din partea primăriei, unde s-a deschis în Cluj acum un punct de eficiență energetică și informare, foarte nou, și felicitări lor. Doamna Ancuța Maria Măgurean, care ne-a prezentat două cazuri de renovare a hotelurilor cu aproape zero energie în România, care s-au creat, hotelul Cubix din Brașov și hotelul Grand Hotel Balvanios din Covasna, o construcție foarte veche și s-a reușit. Am avut ca exemplu pe domnul Bogdan Fodor, arhitect, care ne-a prezentat renovarea vilei Casa Albă a Băncii Transilvania, Private Banking, un exemplu de succes de renovare din Cluj. Am mers mai departe în Iași, unde domnul primar interimar Mihai Chirica ne-a întâmpinat cu foarte mare căldură. Domnul Beu a fost alături de noi și în cadrul primăriei am susținut această, apropo și domnul profesor Cioracu ne-a onorat cu prezența și vă mulțumim foarte mult. Am discutat aceleași teme. Am avut prezentarea domnului Șerban Danciu de la Building Institute Performance și ne-a explicat cum 41% din sectorul clădirilor poate fi redus ca și consum. Și trebuie să spunem că în sectorul rezidențial reprezintă consumul maxim de energie termică, 67%. Deci trebuie să ne focusăm și pe acest lucru, pentru că deocamdată ce s-a făcut a fost o mare greșeală a punerii de polistiren aiurea, nici măcar unitar, fără proiecte clare. Domnul Cosmin Drăgoi ne-a prezentat crearea unui plan de eficientizare energetică, un document, harta consumatorilor energetici, să definească soluțiile optime și să identifice sursele de finanțare. Ce surse de finanțare avem? PORUL, programul operațional regional, cum spunea domnul Țară Lungă, bani există, trebuie doar să-i accesăm și să știm cum. Horizon 2020 este foarte puțin accesat. Finanțării model ESCO. Acum, în acest moment, se plâng pentru că la nivel național, ESCO, și de care voi vorbi imediat, lumea nu are încredere în acest produs de terță parte de finanțare. Așa, am fost la Galați, în această clădire, numită Etos Cafe, care este un exemplu de bună practică. Acest domn și-a dedicat viața, practic, în ultimii ani, a cumpărat acest palat. Este un palat care era lăsat în ruină, rușine, se întâmplă foarte des în România. Și locuit de oameni ai străzii și singur, fără finanțare, nici n-a știut, l-a luat și a creat un centru cultural al Galațiului. Felicitări dânsului! Așa, da. Domnul Cosmin Drăgoi din nou a venit și ne-a prezentat de data aceasta câteva elemente care măresc atractivitatea unui proiect de investiții. Predictibilitate, standardizare, finanțarea, cum spunea, model ESCO, fonduri europene, fonduri structurale operaționale, fonduri de la Comisia Europeană, parteneriat public-privat sau instrumente exotice, împrumuturi hibride sau obligațiuni. Garantarea recuperării investiției, surse multiple de venit, durata mică de recuperare și exemple de bună practică. Avem trei foarte, foarte frumoase date de dânsul. Toronto este un proiect în valoare de 5 miliarde de dolari, care a fost rambursat în 5 ani prin creștere de activitate economică. Deci se poate. Apoi, ori Barcelona, oraș inteligent, a dezvoltat pentru primăria orașului sisteme inteligente de gestiune a traficului, social media și așa mai departe. Și avem chiar un exemplu extraordinar de bună practică la noi în țară, Avrig, Alba Iulia, este un model pentru atragerea de fonduri europene. A devenit orașul verde al României cu un consum de energie de până la 50% din energie regenerabilă. Deci se poate. Am mers mai departe în Brașov, unde domnul Ivan Luche Segura s-a întors și ne-a prezentat proiectul din Malaga și pe lângă acesta ne-a prezentat un model urban sustenabil, un proiect care vizează maparea energetică a locurilor care au nevoie de renovare. Practic, autoritățile publice locale ar trebui să identifice, să renoveze și acest model să poată fi multiplicat la nivel de oraș. Domnul Mihai Toader Pasti, colegul meu, o echipă de studenți au reușit să creeze cea mai sustenabilă clădire din Europa și se află la noi în România. Au participat la Solar Decathlon, această casă a fost reconstruită
pe terenul Facultății de Instalații din București, o puteți și vizita și dumneavoastră când aveți timp. Este singura clădire din Europa certificată Living Building Challenge, care este cea mai strictă metodă de certificare. Produce energie, o dă înapoi în rețea și au făcut-o câțiva studenți, cu mâna lor au construit. Domnul Beu ne-a numit generația care nu mai are răbdare. Nu sunt de acord. Cred că toți suntem generația care nu mai are răbdare, da, indiferent de vârstă. Așa. Pe scurt, la Craiova, unde domnul Vlad Stanciu de la Rosenc ne-a prezentat tipul de finanțare ESCO, prin terță parte, care practic își recuperează investiția în eficiența energetică din economiile la energie, practic beneficiarul nu mai trebuie să pună bani. Așa, am avut pe domnul Steven Beckers, care ne-a prezentat despre economia circulară, cu principii materiale sănătoase, adaptabilitate spațială, energie din resurse regenerabile și așa mai departe. Trebuie să menționez, înainte de a încheia, că economia circulară este una dintre prioritățile doamnei Pașca Palmăr, ministru al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Domnul Horia Petran ne-a prezentat renovarea fondului de clădiri publice la nivel aproape zero de energie, NZEB. Acesta este un lucru care deocamdată este o ambiție, în curând va fi lege. Deci nu avem încotro, așa va trebui să construim clădiri eficiente. Și trebuie să ne pregătim. La Timișoara, Minds Hub este un laborator de idei inițiat de studenții de acolo, în care tot așa au dezbătut. Și în cele din urmă am avut concluziile doamna Anca Ginavar, care ne-a susținut foarte mult și își dorește să avem și proiectul Build Upon 2, să vedem cum această strategie va fi și implementată, să susține ministerul, va fi un partener. Toată lumea este de acord că avem nevoie de un dialog. Așa, și am creat în final o declarație în 10 puncte, care se referă la colaborare, clădiri sigure și sănătoase, reducerea costurilor, securitate energetică, puterea exemplului, stimulente din partea guvernului, instrumente financiare inovatoare și de mobilizare a fondurilor private, calitatea clădirilor, campanii naționale și locale de conștientizare, abordarea conceptului de economie circulară. Mai multe găsiți pe site-ul nostru, unde declarația este aici, în detaliu și unde care se poate schimba, adică avem nevoie de părerea dumneavoastră în continuare. Am creat, practic, o nouă versiune a strategiei de renovare a României. Transparentă, inclusivă, rezultat al dialogului între toate părțile implicate. O strategie care nu doar ne privește, ci ne și reprezintă. Vă mulțumesc! Și doresc să vă spun că mulțumesc, care tot așa, într-o notă foarte pozitivă. Felicit pentru genul ăsta de activism, mai ales când vin din partea unui arhitect și, de fapt, miza viitorului aici este. Și aș vrea să vă întreb dacă aveți inițiativă legislativă sau dacă puteți susține această inițiativă legislativă și să detaliez. În urbanism trebuie să ținem cont de spații verzi, 30% și asta, mai ales într-o zonă centrală, restringe foarte mult libertatea de acțiune, să zic așa, și dacă aceste norme pot fi suplinite de terasele verzi pe care le-ați amintit. Adică ar fi, în momentul de față, terasele verzi nu contează în aceste norme urbanistice și asta ar ajuta foarte mult, repet, în zonele centrale.
Și dacă s-ar iniția, sigur, din partea ordinului, a ururului, și dacă puteți susține sau iniția o astfel de inițiativă legislativă? Ceea ce noi am creat, practic, a fost o serie de recomandări pentru Ministerul Dezvoltării, pe care noi l-am dorit ca și partener, și pe care, poate la început, nu a fost atât de încrezător în proiectul nostru, dar spre sfârșit am văzut că avem susținerea dânșilor și de asta ne-au rugat nu doar să creăm un set de recomandări prin crearea acestei campanii de consultare publică, ci să ne implicăm și mai mult chiar în ajutarea creierii nu doar unei strategii, ci și implicarea în crearea de legi, da, dacă se poate, să-i consultăm în acest domeniu. Sigur, deci și să sperăm că se va putea. Chiar ne-a rugat să ne implicăm și pe partea de crearea ghidului de finanțare, POR, ceea ce e foarte ambițios pentru noi, dar poate reușim. Da. Da, vă rog. Am participat la întâmplarea dumneavoastră din Galați. Așa. Mă bucur că v-a plăcut Casa Serfiotei și am să-i transmit domnului Căpriș impresia dumneavoastră. Mă bucur și de alt motiv că eu am făcut proiectul de reabilitare pro bono într-o aceeași casă, iubind-o și eu, dar nu ratez ocazia de a vă aminti promisiunea pe care v-a făcut-o și doamna Monica și domnul Mihai, că veți veni tot pro bono, la anuala noastră de la sfârșitul lunii octombrie în Galați. Când aveți programul mai liber. Ați verificat, au zis ok, suntem liberi, venim. Vă reamintesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și cu siguranță vom fi acolo. Mulțumesc!